Suntem binecuvântați de Domnul Socotez că suntem și în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Îi spuneam fratelui Iosif și mă bucuram aseară, îi spuneam, este plină biserica, este ca și duminică. Și aș vrea cu dumneavoastră în seara aceasta să împărtășesc această bucurie care o am. Și mulțumesc fratelui Iosif că a hotărât, sau am hotărât ca și aseară și și în seara aceasta să ne adunăm. Pentru că este important, dragii mei, să ne adunăm. Aseară ne-am adunat pentru că Domnul Iisus Hristos a instituit cina. În seara în care a fost vândut pentru prima dată, Domnul Iisus Hristos a luat cina. Le-a spus înainte ucenicilor, le-a spus despre trupul lui, despre sângele lui, le-a spus despre jertfa lui, dar o seară înainte să fie vândut, sau în seara în care a fost vândut, mă scuzați, Domnul Iisus, atunci Domnul Iisus a instituit cina. A stat cu ucenicii la masă, le-a spus într-o prejurare, într-una dintre Evanghelii, cred că în Evanghelia după Ioan, mi-am dorit mult, spunea Domnul Iisus, să stau la masă cu voi. Mi-am dorit mult, spunea la cină, să împărtășească acele lucruri care le-a spus într-un cerc restrâns. Le-a spus numai ucenicilor. Măcar că spuneam eu altădată, după Domnul Iisus Hristos, veneau mulți oameni și îl urmau. Fiecare avea motivele lor și fiecare avea pretențiile lor. Dar Domnul Iisus Hristos, uitați-vă cu băgare de seamă, când a instituit această lucrare, cina Domnului, a făcut-o numai cu ucenici. Era într-o odaie specială, într-un odaie de sus, și eu aș numi-o pentru prima dată ca o adunare a Sfinților, Biserica Domnului Iisus Hristos. Așa l-o naște, cu ucenicii și cu Mântuitorul în mijlocul lor. Apoi, îi spuneam fratelui Iosif că aș vrea doar să ne amintim în aceste zile, să ne amintim despre în ordinea cronologică după cum s-au derulat lucrurile. Și de aceea este important că a fost aseară, pentru că așa este, cu trei zile înainte de învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a instituit cină. Apoi acolo la cină s-a întâmplat ceva care unii oameni interpretează, eu zic greșit, oameni răuvoitori, mă gândesc eu. Spune unii despre Iuda care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos și aș vrea să pun întrebare, poate nici nu tinerilor, copiilor, știți cu cât Domnul Iisus Hristos a fost vândut? Cu câți arginți? Cu 30 de arginți. Cu 10 arginți mai mult decât Iosif. Cu 10 arginți mai mult decât Iosif. Și spunea cineva, și mai mulți am auzit că spunea despre Iuda, care cuvântul acesta, Iuda, știți ce înseamnă? Lăudat să fie Domnul. Spunea că, de fapt, Iuda a fost destinat pentru această lucrare. Dragii mei, aș vrea să spun, răspicat, este fals. Nu există predestinări. El și-a ales această cărare el. Și dacă vă aduceți aminte, el cococta cu lucrurile din inima lui de multă vreme, când a venit acea femeie la el și i-a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos, i-a spălat sau capul cu păr de, cu alabastru, cu acel mir, care umplut casa, el știa și preț și a spus, de ce nu s-a vândut? Putea să se vândă cu atâta, cu 100 de lei, cu 300 de lei să se dea săracilor. El știa și valoarea și spunea acolo cuvântul lui Dumnezeu, dar nu că-l interesa pe el de săraci. El ținea punga și băga mâna în ea. Deci el cu aceste lucruri, el cococta de mult. Apoi spune specialiștii, zice ei, spune că de fapt Iuda nu, că îl iubea pe Domnul Iisus Hristos,
dar Iuda era un zerot. Și prin aceasta că l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, el vrea să-L provoce pe Domnul Iisus Hristos să-și folosească puterea în avantajul poporului lui Israel, să-i scoată pe romani afară din Israel. Dragii mei, Scriptura nu vorbește aceasta. Probabil o fi fost un zelot, dar l-a vândut Iuda pe Domnul Iisus Hristos pentru că a iubit mai mult fără de legea și bani. De aceea l-a vândut pe Iisus Hristos. Cel care, de fapt, a mâncat din mâna Domnului Iisus Hristos. I-a dat Domnul Iisus Hristos pâine, iar a pești și Iuda a mâncat și a profitat de toate aceste lucruri. Și totuși, a iubit mai mult banii și lucrurile lumii. Un lucru la care trebuie să ne gândim, dragii mei. Suntem tentați toți, suntem tentați de multe ori la aceste lucruri. Și zic ca Dumnezeu să ne păzească de aceste gânduri în inimile noastre. Pentru că să știți că mulți și în vremurile noastre îl vând pe Domnul Iisus Hristos și credința Domnului Iisus Hristos pentru lucruri de nimic. Pentru lucruri de nimic. Aș vrea să trecem mai departe și aș vrea să prezint în ordine, așa cum spuneam, cronologică, cum s-au părândat lucrurile. L-a vândut Iuda pe Domnul Iisus Hristos și l-a dat în mâna preoților, fariseilor, celor care de fapt erau liderii spirituali sau trebuiau să fie liderii spirituali ai lui Israel. Acești oameni care îl urau pe Domnul Iisus Hristos, și de ce să nu spunem adevărul, îl urau, pentru că Domnul Iisus Hristos, cum spune, poate nu este prea potrivit această expresie, dar putem să o înțelegem bine și tinerii noștri o înțeleg mai bine în franceză. Deci Domnul Iisus Hristos, ca și cum pentru ei i-a vânat la vedet. Toți ochii poporului lui Israel erau ațintiți spre Domnul Iisus Hristos. Și preoții pur și simplu nu mai prea erau băgați în seamă. Și oamenii aceștia, preoții urau pe Domnul Iisus Hristos. Vorbeam duminica trecută, a intrat în templu și trebuia să facă curăția în templu. Trebuia să curățe templu. Dar trebuia să o facă ei, preoți. Și n-au făcut. Și a venit Domnul Iisus Hristos și le-a dat o lecție de spiritualitate că templul era destinat pentru închinare, nu pentru alte lucruri. Și pentru aceasta, nici aici nu a fost în avantajul lor. Și l-au urât pe Domnul Iisus Hristos. Și l-au adus în sobor. L-au adus acolo în Sinedru, care se spune aici, făceau parte de 70 de bătrâni al lui Israel, să iau decizie ce facem cu el. Și au încercat să-i bage de vină. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că niciuna dintre ele, învinuirile care le aduceau, parcă nu se potriveau. Parcă nu se potriveau. Și până la urma urmei, l-au întrebat. Și au spus aici în Marcu, capitolul 14, versetul 60 începând. Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării. A întrebat pe Iisus și i-a zis: nu răspunzi nimic, ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Se referea la acuzațiile care le aduceau, toate false. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe noi cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Cum ar veni aceștia care au venit și l-au învinuit? Ce mai avem nevoie de ei? Nu mai sunt de niciun folos. Suntem toți aici, căpetenile lui Israel, și am auzit pe omul acesta care vine din Galileea să dă drept Fiului Dumnezeu Hristosul și noi nu-L recunoaștem. Și aici spune mai jos, ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și Sinedru, deci căpetenile lui Israel, l-au pur și simplu l-au acuzat de această de hulă, că s-a pretins Fiul lui Dumnezeu. Dar ei nu l-au omorât. M-am întrebat oare de ce nu l-au omorât ei și de ce l-au dus înaintea lui Pilat.
Știți de ce? Pentru că avea acolo ei pe cineva care vrea să-l aibă înapoi. Era Baraba, care vrea să-l aibă înapoi cu ei acolo pe lângă ei. Pentru că omul ăsta era un provocator și vrea să aibă, pentru că știa că vine ziua și urmează să vină vremea când acest Pilat trebuie să le dea drumul la unul dintre întemnițați. Și l-a dus acolo la Pilat. L-a dus acolo și aici scrie în capitolul 15, de dimineața preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii cărturare și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Acest Pilat, care noi știm că era un dregător roman, acest popor al lui Israel era sub ocupație romană. De fapt, ei comandau acolo, romanii făceau ce vreau ei. Spunea cineva, și am citit din istorie, că și pe marginile drumurilor romane erau plini de cruci, mii și mii de cruci. Așa cum am auzit noi despre domnitorul nostru din țara românească, despre care vorbesc, care nu-i spun numele, că el nu știu ce făcea cu turcii, tot așa făceau romanii, dar în felul acela, deci îi răstignea pe oameni. Și spuneam eu odată aici, nu știu dacă vă aduceți aminte, că spuneau specialiștii, spuneau doctorii, spuneau biologii, spuneau oamenii de știință, că moartea pe cruce este o moarte extraordinar de cruntă. Măcar că erau și atunci torturi, erau și atunci, inventau oamenii tot felul în Evul Mediu, în care spune noi că erau ei. Inventau tot felul de mașinării ca pe oameni, ca să-i tortureze, dar spune că moartea pe cruce era mai cruntă decât oricare dintre ele. Pentru că pur și simplu pe om îl atârna pe cruce, îl atârna pe o cruce și omul acela era slăit de puteri și murea în două zile, în trei zile era oameni care murea și în fiecare suflu care și-l dădea, de fapt el dădea putere din el și până la urmă murea prin sufocare. Nu mai avea putere să respire, pentru că străbă putere să-ți umpli pălămânii de aer și ca să respiri. Și în felul acesta murea. Și vedeau oamenii în diferite stadii pe cruci, pe cei care se împotriveau romanilor. Dar l-au dat în mâinile lui Pilat și Pilat l-a cercetat pe acest Iisus. Și a văzut că nu este vinovat, ba mai mult spune în alte evanghelie, că soția lui Pilat i-a spus să nu te atingi de neprihănitul acesta. Să nu-i faci niciun rău. Și Pilat și-ar fi spălat mâinile și-ar fi spus să sângele lui să cadă asupra, sau poporul spus, sângele lui nevinovat să cadă asupra copiilor noștri. Și el și-a spălat mâinile, eu sunt nevinovat de sângele lui. Dar totuși, spuneam și altă dată, acest Pilat, măcar că știa că era nevinovat, l-a cercetat și l-a găsit nevinovat. L-a pus să-l bată pe Domnul Iisus Hristos. Un om nevinovat. Nici în legea romană nu era prevăzut și nu era în legea lor acceptat să bați pe cineva care nu este vinovat. Și totuși a făcut-o Pilat. Și apoi, în textul care s-a citit în seara aceasta, fratele Iosif, începând din capitolul 6, la fiecare praznic al Paștelui, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. Se pare că, indiferent ce ar fi făcut acel întemnițat care ei îl cereau, Pilat avea obligația să-i dea drum. Să spune despre acest Baraba, că de fapt el era un zelot, un revoluționar și ar fi omorât un soldat roman. Așa se spune, aici nu găsim. Spunea că era un criminal care o comise un omor. Dar când a fost adus și a spus Pilat, pe cine să vă slobă, la cine să-i dau drumul? Să-i dau drumul acestui Iisus care el spune că este regele iudeilor, împăratul vostru? Sau la cine să dau drumul? Și ei au spus, la Baraba. Dați-i drumul, dă-i drumul la Baraba. Poate de multe ori ne-am întrebat și am spus, mă, oare de ce s-au întâmplat așa lucrurile și de ce s-au întâmplat? Ca să se împlinească Scripturile, dragii mei. Toate aceste lucruri s-au întâmplat să se împlinească Scripturile. Și l-a slobozit pe Baraba. Și pe Domnul Iisus Hristos
l-a dat în mâinile lor. Dar înainte să-l dea în mâinile lor, haideți să vedem ce au făcut, pentru că aș vrea să vorbesc, să nu uităm în seara aceasta. De aceea este important și în seara aceasta, și mi-ar fi plăcută să vină toți frații din adunare, care au fost aseară, și ceilalți. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Una dintre cele mai mari atrocități care poate să le suporte un om, știți care este? Să-ți bagi joc de el. Să-ți bagi joc de el. Dacă te uiți la un copil așa mic, te uiți aici la copii aceștia, dacă îți bagi joc de el, de un copil așa mic cum este, știți ce se naște în inima unui om? Unui om normal și unui om în toate facultățile mentale se naște oarecum riposta. Măcar că e mic și nu poate să-ți facă nimic. Mi-aduc aminte în România de cineva care era un om rău pe stradă și de câte ori când treceau copii pe acolo, într-o paranteză spun aceasta, când trecea pe lângă gardul lui și lua o corcodușă sau o prună, păi parcă tot acolo era, el era tot timpul acolo, cât era de mare grădina, și dădea cu pietre după toți copiii. Și la un moment dat i-a spus un tată, care avea 5 copii, i-a spus, ascultă, ai de grijă ce faci cu copiii, că am 5 băieți. Și când vor crește mari, eu nu pot să-i mai opresc dacă te împiedică să ieși afară din curte. Pentru că în inima omului, când îți bagi joc de el, se naște revolta împotriva ta. Și Domnul Iisus Hristos, uitați-vă cu băgare de seamă și aș vrea să citesc aceste cuvinte, să vedeți că Domnul Iisus Hristos avea toată puterea. Și în cerul, și pe pământ. Și nu s-a revoltat. Nu s-a revoltat. Avea toată puterea, nu trebuia să-i vină în ajutor. Niciun înger din cer nu-i trebuia să vină. Îi spuneam lui Ester astăzi, într-o noapte s-a coborât în tabăra sirienilor. Un înger și-a omorât cât, dragii mei? 185.000 de oameni, de soldați. Tot orașul Chicină. Domnul Iisus Hristos n-avea nevoie de niciunul. Putea singur. Și uitați ce spune aici. Când hotărârea de moarte a fost luată, după ce a fost luată hotărârea de moarte, uitați ce lucru s-a întâmplat. Ostașii au dus pe Iisus în curte, adică în palat. Și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu lună de spini și au pus-o pe cap. O haină de purpură, adică o haină roșiatică care purtau de obicei romanii, care purta cezarul. O pus pe el o haină, i-a pus o cunună pe cap. Tot aceasta în bătaie de joc. Să-și bată joc de el și să-l umilească. Să-i strice umilirea. Știți ce înseamnă să umilești pe cineva? Să te atingi de demnitatea unui om. Să te atingi de personalitatea acelui om. Și oricât ar fi el de slab în societate și de cel mai jos, în cea mai mică, cea mai slabă pătură din societate, aș vrea să vă spun ceva. Niciodată să nu vă bate joc de nimeni. Niciodată să nu vă bate joc de niciun loc, de niciun nenorocit. Pentru că bătaia de joc nu vine de la Dumnezeu, vine de la diavolul. Și oamenii aceștia și-au bătut joc de Domnul Iisus. Haideți să mergem mai departe. Apoi au început să-i ureze și să-i zică plecăciune împăratul iudeilor și lovea un cap cu o trestie. O trestie, adică o creangă din bambus. Să nu vă gândiți la trestia aceea care o iei și o stau jos și să rupe. Nu, ei aveau nuiele din bambus. Și vă spun că nuiaua din bambus nu se rupe. Nuiaua din bambus se face toată scrijele de jos și până sus. Și mai bine să te lovească cu ea când nu se face scrijele de când se crapă. Pentru că e mai rău când se crapă, e ca și cu biciul. Și loveau peste cap și nu-l atingeau așa. Îl loveau ca să simt. Și acea cunună de spini care a pus-o pe cap,
E un desat tot mai mult și tot mai mult pentru dumneata și pentru mine. Îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haină, haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Dragii mei, n-aș vrea să pun întrebarea pentru că poate nu mi s-a întâmplat niciodată și aș pune-o în zadar. Dar știți ce înseamnă să te scuipi pe cineva? Pe Domnul Iisus Hristos l-au scuipat. Poate zicem vorba aceasta și cuvintele acestea nu sunt bine, nu este bine să le amintim în adunare. Aș vrea să vă spun ceva. Scriptura le amintește. Și știți de ce le amintește? Ca să ne aducem aminte că oamenii l-au tratat pe Domnul Iisus Hristos ca pe cel mai nenorocit dintre toată societatea lui Israel care era acolo. Nici pe un om care cerșea pe un olor, nici pe un orb, nici un bombonar, pe nimeni nu trecea nimeni pe lângă el să-l scuipe. Dacă ai avea ceva să-i dea, îi dădea. Dacă nu trecea direct în față pe lângă el și pe Domnul Iisus Hristos, l-au scuipat, l-au bat șocurii și și-au bătut șoc de el. Și tot aceasta știți pentru cine? Pentru noi. Tot aceasta pentru noi. Și poate mi-ați spune unii dintre dumneavoastră, te duci prea departe. Dar știți că noi, românii, venim din neam de romani? Știți că venim din neam de romani? Știți că venim din împreunarea dacilor cu romanilor din anii 61 sau 70? Și așa s-a format poporul român. Îmi spunea cineva limba română voastră, știți că e italiana rău vorbită. Eu vă lucrez cu italieni de 21 de ani și nu vorbesc italiană. Dar le-am spus, mai bine vorbiți în chineză, pentru că eu vă înțeleg 80% din ce vorbiți între voi. Dacă vreți să nu vă înțeleg, nu vorbiți în italiană, că vă înțeleg. Dragii mei, și noi eram printre cei care dădeam în Domnul Iisus Hristos. Și noi eram printre cei care am spus, răstignește. Și toate aceste lucruri pe Domnul Iisus Hristos, și de ce s-au întâmplat? Ca să se împlinească Scripturile. Ca să se împlinească Scripturile. Aș vrea să mă opresc aici, pentru că îi spuneam fratelui Iosif și vreau să mă țin de cuvânt. Îi spuneam, împărțim în două, frate Iosif. Era alt frate care trebuia să fie în seara aceasta și i-am spus fratelui Iosif, dacă trebuie să mergem amândoi, împărțim în două, eu mă duc prima parte și dumneata continui mai în jos. Și mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să înțelegem ceea ce a plătit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Acel Iuda, care a mâncat din mâinile Domnului Iisus Hristos, care a mâncat pâine și pește timp de 3 ani jumate, care a văzut toate minunile care Domnul Iisus Hristos le-a făcut sub ochii lui, acel Iuda n-a avut inima destul de sensibilă să creadă Mântuitorul lui. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Iuda, că o sărutare îl vinzi pe Mântuitorul sau pe Învățătorul tău, dragii mei, așa au fost lucrurile ca să se împlinească. Și a ales el cărarea. Aș vrea să învățăm în seara aceasta că Domnul Iisus Hristos a suferit și a pătimit pentru noi. Pentru păcatele noastre. Și de ce? Pentru că ne-a iubit. În Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, spune versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea înseamnă, aici se referă la sufletele oamenilor, încât a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Nu se refere aici să nu moară din punct de vedere fizic. Asta vom avea parte toți. Fiecare la rândul cetei noastre. Să nu moară din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus Hristos a venit să moară în locul nostru, să pătimească în locul nostru. Știți de ce? Ca să ne dea nouă, să ne aducă pe noi la viață. Mă cred la aceasta și zic, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Amin.